Duhul Sfânt la Faptele Apostolilor, capitolul 13. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Atunci, după ce au postit și s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece, Barnaba și Saul, trimiși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Amin. În câteva minute aș vrea să vă anunț că, așa cum a spus fratele Sorin, de duminica viitoare vom călători în mai multe țări și dorim să fim o binecuvântare pentru cei care ne vor asculta. Parcă mă simt dator să mulțumesc fanfarei fratelui Sorin pentru că au hotărât, deși știu că n-am fost cel care am fost alesul fanfarei de la început, să merg și eu cu ei. Și iarăși parcă aș ruga fratele Lup, care vine din Cluj, să aibă un cuvânt de salut pentru biserică. Și de asemenea salutăm și pe fratele Olariu cu sora și mulțumim Domnului pentru ei și lucrarea lor. Desigur, aș vrea ca surorile să aibă o îmbrățișare pentru sora Elena Nuții Truța, în dorința ca să o vedem mai des, și dăm slavă Domnului pentru că suntem împreună. De asemenea, aș vrea ca harul lui Dumnezeu să fie revărsat aici peste noi din plin și să simțim bucuria că suntem împreună și suntem un trup. Întrucât m-am uitat peste program, cred că am libertatea să anunț că fanfara va avea la urmă un timp în care să-i lăsăm să facă niște fotografii și apoi să meargă jos și să aibă o masă de dragoste împreună. Eu cred că surorile au făcut și rezerve pentru oaspeții care sunt de aproape sau de departe și vor să fie împreună cu fanfara. Și atunci bucuria noastră va fi cu atât mai mare. Frate Lup, adune cu un gând de la Cluj salutarea fraților și ne bucurăm că sunteți aici cu noi și că fratele Călin are atâta zel și râvnă pentru fanfară și copii pe care îi pregătește să bată tobele și timpanele. Binecuvântat să fie Domnul! Amin! Îi mulțumim Lui pentru toate lucrurile, pentru că prin El, pentru El și despre El sunt toate, că au fost așa de frumos prezentat aici. Avem har în dimineața aceasta să fim cu dumneavoastră la părtășie și noi am mai fost cu dumneavoastră online de mai multe ori. Și mulțumim Domnului încă o dată că în dimineața aceasta putem să vă vedem și putem să simțim dragostea dumneavoastră și vă binecuvântăm în numele Domnului. Amin. Ne-am bucurat pentru lucrarea pe care o vedem și
ne rugăm și noi, ne alăturăm și spunem și noi ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta, să o însoțească și să aducă rod pentru a Lui. Amin. Venim de la Cluj împreună cu soția, am ajuns chiar aseară și vă aducem salutări cu dragoste, cu căldură din partea celor din familiile noastre, frați, cei de aproape, din partea bisericii. O să aducem și salutul bisericii noastre, este tot Biserica Betel din Cluj. Sunteți așteptați în România, ne bucurăm de fiecare dată când veniți, fie mai de aproape, fie mai de departe, pentru că așa ne învață și Cuvântul lui Dumnezeu. Și toate acestea, Apostolul Pavel spunea că ținta poruncii este, și aceasta trebuie să se vadă. Amin. Salutul Bisericii din Zorilor este din Apocalipsa, capitolul 22, versetul 17, unde Cuvântul lui Dumnezeu spune așa de frumos, căci și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată, amin. Amin. Încă o dată Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mulțumim foarte mult pentru căldura cu care ne primiți în dimineața aceasta. Amin. Amin, amin, fiți binecuvântați. Și cât mai stați în America, dacă doriți apă bună și o dragoste pe care să o împărțim împreună, să ne mai vedem. Salutăm familia Ilia, care a fost în vacanță și s-a întors, fratele și sora. Fiți cu drag, bineveniți între noi, sunteți scumpi și vă iubim. Fratele Laurean ne anunță că din 16 ianuarie programele de radio vor avea un singur subiect și predica o singură temă, rugăciunea de mijlocire. Din 16, duminica viitoare, până încă 6 duminici vor fi tema aceasta a rugăciunii de mijlocire. Fratele Mișu Meglei a trecut săptămâna trecută printr-o criză foarte mare și mulți credeau că nu va mai ieși din spital. Și totuși Domnul l-a întărit și vineri a serbat ziua de naștere de 70 de ani într-o părtășie frumoasă de 100 și ceva de persoane și vă aduc și salutarea celor care am fost la masă împreună cu fratele Meglei și dragostea celor cu care am luat masa acolo. Mulți s-au mirat că m-am dus acolo, dar am fost tocmai ca să arătăm că vrem să trăim în dragoste și în pace. Predica de azi va fi o predică scurtă. I-am întrebat înainte cam câte cântări au și mi-au spus și am zis pe atunci mai are rost să mai vorbesc ceva. Înainte de a pleca în misiune, textul acesta ne spune ce a făcut biserica din Antiohia. S-au pregătit pentru misiune, s-au pregătit pentru lucrarea pe care Domnul le-a dat-o, dar s-au pregătit puțin deosebit. Și pentru că fanfara a făcut și o jertfă mare, în fiecare săptămână sâmbetele erau aranjate pentru de la 8 sau 9 până pe la 5, nu toate, dar multe din weekenduri au fost complet rezervate pentru repetiții. Personal am fost rugat să particip și deși nu cred că am fost eu primul choice, dar mulțumesc Domnului că
mă ajută să merg în cu fanfara și mă rog să vin și înapoi. Și rugați-vă ca Domnul să ne dea har și să ne întărească. Înainte ca să plece în misiune, Biserica din Antiohia ne spune aici versetul 1. În Biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Aceștia erau din conducătorii bisericii, din cei care conduceau și aveau în mână lucrarea Domnului acolo în Biserica din Antiohia, și ne spune cât de diversă era biserica aceasta. Pentru că avem aici câteva nume, desigur nu toate, dar ne spune despre Barnaba, fiul mângăierii, adică fiul nu numai al mângăierii, cum ne gândim noi, e cel care încuraja, e cel care dădea îndemnuri și era omul pozitiv după harul lui Dumnezeu, Barnaba, omul mângăierii și al încurajării. E Simon, numit Niger, care era ceva mai brunet ca noi și numele de Niger înseamnă negrul. Era tuciuriul la piele și ne gândim că era din Africa. Antiohia aceasta e Antiohia Siriei, pentru că avem mai multe Antiohii. Aceasta e Antiohia Siriei, nu a Pisidiei, ci a Siriei. Simon, numit Niger, Luciu din Cirena. Cirena e tot în Africa, în partea de nord a Afriei, a Africii, și ne spune că era din Cirena. Și apoi avem pe Manaen, care fusese crescut, adică a stat și la școală, dar era și într-o legătură de familie cu Irod. Irod acela care hapsânul a luat și l-a pus pe Ioan Botezătorul în închisoare, ca apoi să îi taie capul. O biserică foarte diversă, o biserică foarte neuniformă, am spune, etnic. Biserica din Ierusalim era o biserică compactă, toți erau evrei, erau între evrei și în inima iudaismului, în centrul iudaismului. Biserica din Antiohia e o biserică deosebită. E o biserică în care puteai să vezi că erau complet diferiți oameni. Nu știu de cultură, dar și aceasta era diferită de la un membru la altul. Diferită etnic, erau deosebiți. Și m-am gândit așa puțin, noi avem aici între membrii, e o soră, avem o soră din Filipine, o soră din Taiwan, vin numai după amiază. Și ne bucurăm de asta, se simte o legătură, sora Gava e așa de bucuroasă când vine la noi și copiii de asemenea. Nu e din București, nu e din Brașov, nu e din Cluj, și când vorbește românește îți dai seama că are un accent. Asta e biserica noastră. Și parcă aș vrea să știu că ne asemănăm cu Antiohia, nu numai în faptul că suntem diferiți unul de altul, dar suntem și în misiune și avem gândul misiunii. Ierusalimul greu s-a mișcat să se miște oamenii de acolo. Trebuie Domnul să aducă prigoană ca cei din Ierusalim să plece și să facă propovăduirea Evangheliei. În Antiohia e dorul acesta al misiunii născut în ei, pentru că fiecare se gândește. Uitați-vă unde s-au dus.
Apostolul Pavel merge cu Barnaba după sfatul și îndemnul și gândul Duhului lui Dumnezeu, pleacă și, dacă vă uitați, au plecat în Cipru. De ce oare în Cipru? Pentru că în Cipru e casa lui Barnaba. El era din Barnaba, un levit din Cipru. Dacă vă mirați de ce mergem la Curtici în călătoria aceasta, poate unii nu știți că Curticiu e aproape de Arad și cei din Arad abia așteaptă să meargă la Curtici. Dar nu numai atât. Noi avem aici pe cei care au crescut în casa, în familia fratelui grec, care a condus și Uniunea și bisericile din țară. Curticiu cumva a fost cea mai mare biserică baptistă din România, cu o fanfară strălucită care făcea misiune și nu știu acum, vă spun când vin, însă m-am bucurat că mergem și în Curtici. Așa se întâmplă că au ajuns și Pavel, care nu e din Cipru, dar Barnaba era acolo, a crescut din Cipru. E un cipriot. Și lucrarea aceasta era în inima lui Barnaba, să facă misiune. E o biserică diversă. Antiohia e o biserică multinațională, am spune, e o biserică diversă, cum sunt multe biserici și aici în America. Chiar dacă ne numim biserică română, suntem diversă, biserică foarte neobișnuit de diversă în felul în care suntem. E bine, mergem în România pentru că mulți avem inima acolo, mulți avem dorința ca neamul nostru să fie adus la pocăință, ca oamenii să-L cunoască pe Domnul și poate cu sunetul de fanfară, cu cântările acestea și cu versetele pe care le vor spune până și copiii în limba română, oamenii vor spune, în America se vorbește românește. Și atunci să dăm slavă Domnului în limba română și să chemăm pe cât mai mulți la mântuirea în harul lui Dumnezeu. Mergem în România pentru că ne e inima acolo. Chiar dacă am plecat din România de 60-70 de ani, chiar dacă vorbim puțin mai scârcit românește, am plecat cu dealurile din România, am plecat cu apa din România, am plecat cu izvoarele din România, am umblat și purtăm în noi până și zorii și cerul din România și iubim neamul nostru. Biserica aceasta, oricât de diversă ar fi Antiohia, îl are pe Barnaba, care trebuie să meargă în Cipru să vorbească. Nu o să ajungem toți să mergem în România, dar așa ca și în America, prin reprezentanți, suntem trimișii voștri și sfinții Domnului care mergem în România. E în același timp nu numai o biserică diversă, dar e o biserică unită. Pe când slujeau Domnului, iată pregătirea pe care o face biserica din Antiohia ca să-i trimită. S-au rugat pentru ei și au pus mâinile peste ei, i-au avut în rugăciunile lor pe cei care plecau în misiune. Și vă tânjim, vă dorim binecuvântarea pe care s-o dați copiilor,
tinerilor care pleacă în misiune, ca și ei să facă o lucrare sfântă pentru Domnul și pentru numele Lui cel Mare. Pe când slujeau Domnului și posteau, v-aș îndemna, vinerea ce vine, ca să nu fie prea aproape de duminică, vinerea, fiți în post împreună cu fanfara, fiți împreună cu noi de la înfrânarea trupului, de la mâncăruri și de la alte lucruri, ca astfel să putem să batem la ușa harului și a îndurărilor lui Dumnezeu, ca să ne dea binecuvântarea. Biserica aceasta, diversă cum era, o găsim totuși unită în Duhul. Ea zice și spune că slujeau Domnului și Duhul Sfânt vorbea, le comunica. Puțin diferit de cum mă auziți de obicei. Biserica din Antiohia e o biserică atât de mult legată de Duhul și de Domnul Iisus Hristos și lucrarea Lui, încât în biserica din Antiohia aceștia sunt proroci care pleacă. E vârful bisericii, acei care propovăduiau, și în propovăduirea aceasta Duhul lui Dumnezeu le spune și le comunică lucruri. Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte, puneți-mi pentru lucrare, puneți-mi pe Barnaba și pe Saul. Slujeau Domnului, posteau, Duhul Sfânt le vorbea. Rugăciunea nu e numai o vorbă într-o singură direcție, direcția care e de la noi, la Dumnezeu. Rugăciunea e comunicarea lui Dumnezeu față de noi. E un lucru pe care îl observăm, îl auzim, dar nu îl folosim. Biserica trebuie să fie în comuniune, într-o legătură sfântă cu Dumnezeu. Îi spunem lui Dumnezeu și El ne face cunoscut voia Lui. Mă rog pentru aceasta ca Biserica Betel, dacă o numim Betel și e casa lui Dumnezeu, atunci biserica aceasta să aibă comunicări sfinte din partea lui Dumnezeu față de noi. E o biserică unită. În 1990 a fost meciul acela de hockey, care a avut un răsunet mare prin faptul că echipa americană, care nu mai câștigase niciodată campionatul de hockey, a câștigat și a luptat cu Rusia. Rusia, care era expertă în jocul acesta pe gheață cu patinele, și ați mai auzit întâmplarea, vă redau ca să o aplicăm la noi. Membrii echipei americane erau înfricoșați, luptau cu Rusia, care avea de vreo 4-5 ori campionatul câștigat, o echipă care urma să joace și cu Finlanda, Finlanda în care copiii de 2 ani deja se nasc cu patinele la ei și joacă așa cum ne jucam noi fotbal sau țurca în România. Ei sunt pe patine. Și echipa americană n-a mai câștigat niciodată campionatul sau olimpiada. Și antrenorul i-a chemat pe toți din echipă să vină și le-a ținut o cuvântare, cum se fac așa, ca să îmbărbăteze spiritul, dar nu l-a putut îmbărbăta. Și atunci când a văzut că e o apatie între membrii, când văd că e o stare de parcă nepăsare, ce-o fi, o fi, vine și pune o întrebare. Pentru cine
jucați voi meciul cu Rusia. Și ei parcă mirați, nu știe antrenorul nostru, se ridică însă un tânăr, care parcă în vibrația vocii era emoționat și spune, noi jucăm pentru Statele Unite ale Americii. Și dintr-o dată parcă un curent a trecut prin toată echipa și a rămas vorba pe care a spus-o antrenorul. Am simțit atunci, dintr-o dată, că echipa aceasta e invincibilă. Dintr-o dată sunt una. Știu pentru ce joacă meciul. Știu pentru ce se duc în campionatul ăsta la Olimpiadă. Reprezentăm o țară întreagă. Și aș spune cumva cuvintele tânărului acestuia. Pentru cine mergem noi în România? Pentru cine mergem noi în Ucraina? Pentru cine mergem noi în Basarabia? Pentru cine ajungem noi în Europa să suflăm din trâmbițe, să batem toba? Și aici aș vrea să știe fiecare, cei care suntem aici, noi mergem pentru Hristos, Domnul, Mântuitorul nostru și reprezentăm pe Cel pe care îl iubim, îl slujim și vrem să rămânem ai Lui până la capăt. Așa e cheia succesului pe care îl dorim. Nu noi să ne laude, ce știu aia din Chicago să cânte, măi, ne-au dat gata. Nu. Sunt echipe mai bune. Măi, dar să vedeți cum sunt, înalți ca niște brazi și frumoase foc, iar fetele din... Nu, sunt mai înalți ca noi și mai frumoși ca noi. Noi cântăm pentru numele Domnului, noi cântăm pentru Hristos Domnul, pe El îl reprezentăm și numele Lui vrem să-L lăudăm. Aici e unitatea pe care o doresc să fie între noi și în biserică pentru slava Domnului. Unitatea n-o facem noi. Oricât de aspri am fi la repetiții, oricât de stricți am fi în legătură cu programul, unitatea și legătura o face Duhul lui Dumnezeu și numai El. În unele lucruri, nu vreau să amintesc aici, dar legământul pe care îl facem cu Domnul e sfânt, pentru că e înaintea lui Dumnezeu. Legământul pe care l-am încheiat că-l urmăm pe El, legământul care e între soț și soție, iubiții mei, nu accept, mi-e scârbă atunci când aud că unul a divorțat de altul. Și trăiesc și într-o stare în care veștile acestea inundă inima mea și mintea mea și nu pot înțelege că legământul nu se face înaintea unui om, chiar dacă omul acela ia legământul. Legământul se face înaintea lui Dumnezeu. Și atunci eu spun, dacă cei doi nu mai sunt compatibili, nu se mai înțeleg, nu mai face ciorbă bună, nu mai vor să stea împreună, e o jignire și un afront înaintea lui Dumnezeu Preasfântul care a fost la legământul pe care l-au luat. Rugați-vă ca familiile noastre să fie familii tari și în care să fie dragostea, puterea legământului. Am auzit despre ce fac măgarii.
Scuzați-mă, nu cunosc prea multe. Știu de câțiva pe care i-am văzut și știu de unii măgari pe care i-am văzut că pășteau iarba. Se spune că atunci când vine un pericol, măgarii se strâng împreună cu fața spre dușman. Am citit și eu. Numai că atunci când vor să se apere, știți cum se apără măgarii? Dau cu piciorul. Dau cu piciorul și în loc să se apere, ei se lovesc unul pe altul. Asta e unitatea măgarilor. Frații mei, e nu un apropo, e să ne ferim de unitatea aceasta a măgarilor, care se lovesc unul pe altul. Și lovindu-se unul pe altul, în loc să se unească mai tare, ei sunt mai slabi. Și încă un lucru. În buletinul de astăzi, sora Ardelean, Laura, a pus una din poezioarele mele. Mi-a venit ideea la faptul că atunci când aprinzi o lumânare, lumânarea arde și cu cât arde mai mult, se face mai mică. Se topește și lumânarea înaltă, falnică cum era, devine mai mică sau se încovoaie, e mai smerită. Și cu cât arde mai mult, și vorbesc acum de inima noastră, a celor care îl iubim pe Domnul, cu cât arde mai mult, se micșorează, se smerește. Și vă spune poezioara aceea, am scris-o gândindu-mă la lumânare și la noi, dar am scos vreo 3 versete din... Am socotit că nu-i bine să le pun în buletin, dar vi le citesc. Și unii râd mereu de mine, aproape să mă extermine. Alții râd că sunt prea mic, dar ei, scuzați, nu fac nimic. Că de vorbe-i lumea plină, dar de fapte mai puțină. Și cine lucrează în toi, nu adoarme în păpușoi. Mi s-a dat lucrare mare, șantierul e în floare. Frații mei, de ce tot stăm când chemarea-i să lucrăm, să luminăm? Lumânarea n-are niciun rost dacă stă în vitrină, sau dacă stă undeva neaprinsă, lumânarea trebuie să lumineze. Mergem în România pentru că vrem să aprindem un foc care știm că trebuie să ardă pentru ca numele Domnului să fie, fața Lui să fie luminată de viața noastră și numele Lui să fie onorat. Mai presus de orice nume, plecăm cu binecuvântarea Domnului și vă lăsăm vouă binecuvântarea celui prea înalt. Domnul să vă binecuvinteze aici și să vă păzească. Domnul să facă să lumineze fața Lui peste voi și să se îndure de voi. Și Domnul să-și înalțe fața peste voi și să vă dea pacea. Și numele Lui să fie cu fanfara care pleacă, prin Duhul lui Dumnezeu să lumineze acolo și pe drum să fim păziți de El, ca apoi la vremea potrivită să ne întoarcem iarăși înapoi și să fim împreună un trup al Domnului, o lucrare a Harului lui Dumnezeu, o miroasă a frumuseții Domnului Iisus Hristos și a legăturii noastre
împreună. Amin.